Rătăcirea va fi la maxim în vremurile care vin. Dumnezeu îi spune bisericii din Efes, întoarce-te, întoarce-te, un lucru îți lipsește. Un lucru îți lipsește. Alte biserici zice, dacă ai fi rece sau dacă ai fi în clocot, dar ești căldicel, îți lipsește focul pentru mine, că și acolo tot un lucru îi lipsea. Bine, era biserica din Laodicea, este mustrată rău, dar dacă ai fi în clocot pentru mine, frați și surori, când mă gândesc la cuvântul acesta, sau când ne gândim la cuvântul acesta, ar trebui să ne treacă fior pe șira spinării. Și dacă ai fi rece sau în clocot, dar pentru că ești căldicel, spuneți-mi dacă nu e o stare a creștinilor, nu vorbiți despre biserica aceasta, dar poate că unii vă regăsiți și poate că Duhul Domnului vrea să vă mustre. Slăviți să fie Domnul dacă El vrea să facă asta. Dar e o stare în general a creștinilor de căldicei. Nu vezi râvnă pentru Dumnezeu, nu vezi pasiune pentru Dumnezeu. M-am bucurat când am auzit că niște tineri se duc într-un sat din România să vestească Evanghelia. Asta ar vrea Dumnezeu de la fiecare, râvnă pentru El, pasiune pentru El. Dar cei mai mulți sunt căldicei, n-au renunțat la Dumnezeu. Nu spun eu nu mai cred în Dumnezeu, nu, eu cred în Dumnezeu. Dar unii ori nu fac nimic, ori unii fac numai împinși de la spate. Dumnezeu vrea să vadă pasiune în noi pentru El. Focul acesta sfânt arzând pentru El. N-are importanță dacă nimeni nu stă de partea ta. N-are importanță dacă ești singur. Dar dacă Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare în numele Lui, trebuie să o faci cu pasiune.